Mi s-a dat din partea lui Dumnezeu cam în linia asta cu lucrarea pe care Domnul ne-a vestit-o astăzi, cu lucrările care au fost. Am avut două imagini. Era o imagine în care apărea o bestie, așa ca un dinozaur, cum sunt animalele astea pe care le iubesc tare copii. Era foarte mare, poate la o înălțime de 7-8 metri înălțime. La nivelul creierului era o placă, această bestie, era fabricată, normal că era fabricată de mâna omului, era așa o placă, se vedea la nivelul capului ei și niște fire, unde electromagnetice, fire de laser, de culoare albastru, roșu, verde, se îndreptăiau acolo și fiara asta știa să vorbească. Și venea și vorbea. Avea o inteligență deosebită și vorbea special cu copiii. Și încerca să le acapareze gândurile lor și în special sentimentele. Avea o memorie uluitoare. Tot ceea ce îi spuneai, ținea minte. Și totdeauna când te reîntâlneai, îți spunea ce i-ai spus și încerca să-și prindă prietenie. Dar, de fapt, n-avea viață. Era o aparatură, se numea jucărie inteligentă. Am înțeles din partea lui Dumnezeu că, în special copiii noștri, trebuie să fie extrași, retrași din prezența acestei fiare, pentru că diavolul voia să-i prindă și să-i ducă acolo unde ei nu știau că vor fi duși. Și nu se putea face lucrul acesta decât cu multă rugăciune din partea părinților, cu multă prezență a părinților împreună cu copiii, și se retragă cât pot de mult departe de fiara aceasta. După aceea, a apărut o a doua fiară, arăta ca o gorilă, ca o maimuță înaltă, mare, era fără ochi, deci nu avea ochi deloc, deloc. Și avea doar o gură mare cu niște dinți foarte periculoși și se numea Poftă, Poftă. Și această fiară, cam la înălțimea celei din tâi, îi urmărea pe tineri. Și tinerii nu puteau să scape de fiara asta decât, am observat cum Domnul, prin Duhul Sfânt, trimitea niște unde electrice, ca niște lumini în jurul lor. Și erau faze așa, erau secvențe în care tinerii ăștia puteau să scape de influența poftei. Dar știți cum se întâmpla? Atunci când venea puterea peste tineri, atunci puteau poate în câteva secunde să facă un pas în spate, să se îndepărteze de fiara asta. Și după aceea iarăși parcă avea putere și tot așa era o luptă și numai din secvență în secvență se puteau îndepărta și să iasă de sub influența ei. Și am înțeles că în vremea noastră, fraților și surori, diavolul încearcă să-i acapareze pe copii și pe tineri. Și ne rugăm Domnului să aibă milă de tinerii noștri, de copiii noștri. Domnul să se îndure de ei. Domnul să-i facă tari, așa cum scrie în Scriptură. Vă scriu tinerilor că sunteți tari și l-ați biruit pe cel rău. Și în linia aceasta, din Apocalipsa, din capitolul 9, aș vrea să vorbesc despre cheia lui Lucifer, care este internetul. Puțin, nu mult. Cheia lui Lucifer, care este internetul. Apocalips, capitolul 9, versetul 1, spune în felul următor. E vorba de trâmbița a cincea. Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță și a văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. Uitați-vă și în Isaia 14 cu 12, Lucifer, steaua, luceafărul strălucitor al zorilor, este aruncat din cer. Am văzut o stea, spune aici, care căzuse din cer pe pământ. Culmea că steaua asta nu este o stea ca oricare alta, ci i s-a dat cheia fântânii adâncului. O stea care primește o cheie. O stea care, spune versetul 2, a deschis fântâna adâncului. E vorba de diavolul, căruia Domnul îi permite lucrul acesta. Îi permite. Îi permite să ia o cheie, e Lucifer, deschide fântâna adâncului și haideți să vedem ce face diavolul cu această cheie pe care am numit-o cheia lui Lucifer
Și am aplicat-o internetului, pentru că să știți, pe linia asta diavolul lovește foarte mult. Și o să vedeți în timp, pe viitor, fiare, tot felul de fiare. Trebuie să se ajungă la fiara din Apocalipsa. O să apară tot felul de jucărioare inteligente, care o să încerce să ne fure copiii. Nu o să rămână copiii noștri numai la ecran. O să vedeți. O să apară tot felul de bestii. Dar noi, ceea ce avem de făcut este să ne rugăm, să credem și Domnul să ne dea biruință. Haideți să ne uităm puțin ce se întâmplă cu această cheie pe care diavolul o are și intră în mințile oamenilor. Acum, înainte de toate lucrurile astea, vreau să vă spun că internetul, de fapt, este un mediu de comunicare. Așa cum trimiteau altădată scrisori, așa cum comunicau altădată prin telefon, se comunică astăzi foarte rapid prin internet. Faptul că noi îl folosim în mod așa cum vrea Domnul, după voia lui Dumnezeu și ne închinăm prin internet, așa cum știți cu toții, Domnul Viu, Hristos Biruința, alte și alte grupuri care se întâlnesc și se bucură și se zidesc, e minunat. Dar, haideți să ne uităm puțin la ceea ce face diavolul prin internet. Uitați-vă ce spune aici. Odată, primul lucru pe care diavolul îl face prin cheia asta lui, s-a dat cheia fântânii adâncului, versetul 2, a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Ce înseamnă asta? Cheia diavolului, cheia lui Lucifer, care este internetul, seamănă confuzie. E primul lucru pe care îl aduc în fața voastră. Internetul, fraților și surori, pentru cei care nu se pot stăpâni, care nu pot să stea la locul lor, internetul generează confuzie. Generează confuzie. Știți care este termenul de aici din versetul 2? Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Amintiți-vă că Biblia spune că atunci când Dumnezeu a turnat peste Sodoma și Gomora foc și pucioasă din cer, așa s-a ridicat, așa a văzut Avram un fum, ca fumul unui cuptor. Ca și cum ar erupe un vulcan și s-ar ridica un nor mare de fum, un nor periculos. Cam așa se întâmplă cu vulcanul satanei, cu internetul. Dacă o să citim numai statistici, fraților și surori, o să vedem câți bani se rulează, o să vedem câți oameni cad pradă la tot felul de capcane pe care diavolul le aruncă pe calea internetului. Și ceea ce avem noi de făcut este să ne rugăm mai mult ca până acum. Să strigăm către Dumnezeu mai mult ca până acum. Să rugăm pe Domnul să ne îmbrace cu putere și să ne dea călăuzire prin Duhul Sfânt. Să deschidă ochii minții noastre. Să ne pecetluiască Domnul copiii în mănunchiul celor vii și să-i avem pentru veșnicie acolo la Domnul. Doamne, cercetează-ne! Confuzia este mare, știți de ce? Diavolul nu lucrează prin cuvânt, el e un mincinos, confuzia înseamnă minciună. Cuvântul tău este adevărul, acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, slăvit să fie Domnul. Dacă vrei să fii vindecat, dacă cumva ai fost mușcat de fiarele satanei, dacă vrei să primești de la Dumnezeu vindecare, ia cuvântul lui Dumnezeu, citește-l, 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 să-l audă diavolul, să-l audă Dumnezeu, să-l audă îngerii, să audă oamenii, că tu ești copilul lui Dumnezeu care ai în mână cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Uitați-vă, fraților și surori, ce spune aici. Din fântâna adâncului se ridică un nor. Primul lucru, fumul confuziei. Al doilea, versetul 3. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ. Și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Foarte interesant. Lăcustele acestea primesc aici diferite asemănări. Au o parte de asemănare cu omul, au o parte de asemănare cu scorpionul, au o alta cu leul, o alta cu calul. Sunt diverse asemănări pe care le primesc aceste lăcuste, dar nu sunt niște insecte obișnuite. Sunt demoni care au forme
demoni cu forme. Și vedeți, deja mergem la al doilea lucru. Să știți că prin internet lucrează și demonii. Am zis și, pentru că și Dumnezeu poate să lucreze. Dar lucrează prin internet și demonii. Și uitați-vă în ce formă. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care au scorpiile pământului. Se spune că un scorpion, dacă înțeapă pe cineva, omul acela așa durere mare are, că se tăvălește pe jos și face spume la gură. Așa e de mare înțepătura unui scorpion. Cei care locuiți în Spania, probabil ați văzut scorpion, dar n-ați vrut să aveți de-a face cu el. Uite, vin aici aceste duhuri rele. Și Biblia spune despre aceste duhuri rele, despre acești demoni, că li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Au puteri malefice. Al doilea lucru spuneam. Prin internet, diavolul lucrează cu demonii lui, cu puterile lui, ale răului. Și numai Dumnezeu ne poate feri de așa ceva, fraților. Numai Dumnezeu. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Dacă intrăm pe internet, să ne ducem ca și cum te-ai duce, gândește poate la țară, când erai cândva, știai o cărăruie care trece prin pădure și te fereai de alte cărări, că știai că acolo umblă fiarele sălbatice. Asta era bătătorită, pe asta umblau mai mulți oameni, se puteau apăra unii pe alții, așa să umblăm și noi pe internet prin cărarea Evangheliei. Intrăm, dacă intrăm să auzim o cântare, să ascultăm o predică, să vedem ceva frumos, dacă e cazul, din Biserica lui Dumnezeu, dar nu să hoinărim, fraților, nu. Uitați-vă ce spune în Biblie, la un moment dat, unul din fiii prorocilor s-a dus pe câmp și a adunat niște castraveți sălbatici, era otrăvitor și a venit și a otrăvit o întreagă comunitate, o întreagă biserică poate să fie otrăvită de unul care navighează așa oriunde și oricând, că el n-are ce face cu timpul. Fraților și surori, e vremea în care să ne rugăm mai mult și să ne uităm mai puțin pe internet. Domnul să ne ajute la aceasta. Al treilea lucru. Uitați-vă ce spune aici versetul 4. Persoanele afectate. Li s-a zis să nu vadă iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Vedeți ce rău e diavolul? Odată că s-ai lui, și pe ea chinuie diavolul. S-ai lui și chinuie. În loc să spună, mă, dacă s-ai mei, hai să le mai fac câte un favor. Nu, îi chinuie. Uitați-vă ce spune aici. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni. Și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înțeapă pe un om. Și acum uitați-vă de la versetul 6 în jos, efectele pe care le are această cheie a lui Lucifer numită internetul. Odată depresia. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Depresie generală. Este un tânăr care îmi scrie mereu și nu numai mie, poate și la unul dintre dumneavoastră. Am primit într-o zi vreo 3.000 de mesaje de la el. Același mesaj multiplicat și trimis. Vreau să mă omor, nu mai am ce face cu viața, vreau să mă omor și tot așa mai departe. Îl cheamă Rube. Dacă cumva aveți pe inimă, să ne rugăm ca Domnul să-l scape de gândurile astea. Dar vedeți ce spune aici? În momentul în care noi intrăm acolo unde nu trebuie, vine diavolul cu depresia, vine diavolul și ne lovește și numai Dumnezeu mai poate să ne dea biruință. Eram undeva într-o biserică, în urmă cu mulți ani, trăia atunci și fratele Simeonuc, eram cu sora Lidia și cu alți frați bătrâni și în dreptul unui tânăr a fost arătat o descoperire prin unul din cei care erau cu noi. Tânărul ăsta se afla într-un excavator și excavatorul nu avea parbriz. Avea niște ecrane în loc de parbriz și tânărul ăsta mișca manetele. Probabil că era dependent de jocuri. Și tot mișcând manetele,
Cupa aceea săpa, dar săpa sub el. Și săpătura asta făcea legătură cu o prăpastie. Și se spunea din partea lui Dumnezeu să se trezească până nu-i prea târziu, că urma să se rostogolească în prăpastie. Și ați auzit cum a vorbit Domnul în ziua de astăzi? Că sunt unii care vor lua-o pe calea pustiului și se vor pierde, alții vor fi răniți. Nu dorim, fraților și surori, lucrul acesta în casa lui Dumnezeu. Nu dorim. Așa cum a spus altă dată omului Dumnezeu, nici o unghie să nu rămână. Și dacă Domnul vine la noapte și dacă trâmbița lui Dumnezeu se aude și se strigă, Maranata, Domnul nostru vine, noi nu dorim ca ai noștri să rămână în Babilonul lumii acesteia. Noi vrem să fim răscumpărați cu Dumnezeu în vecii vecilor, în cerul lui Dumnezeu, și Domnul să ne ajute la aceasta. Uitați-vă ce creează puterea diabolică. Aduce depresie, aduce tot felul de gânduri de sinucidere, vor căuta moartea și moartea va fugi de ei. Apoi, uitați-vă cum lucrează diavolul, că de la versetul 7 în jos ni se arată niște elemente pe care diavolul le folosește. Cum erau descrise aceste duhuri, acești demoni? Lăcustele acestea seamănă sau semănau cu niște cai pregătiți de luptă, de constrâng. Când e pregătit de luptă, hai să plecăm. Pe capete aveau un fel de cununi, cununa e a împăratului, astea sunt elemente de dominare. Uitați-vă numai cei care intră pe internet, sunt constrânși, nimeni nu-i constrânge, dar ei, bă, ceva îmi zice din mine, trebuie să intru iară, trebuie să navighez iară. Și creează dependența asta, constrângerea asta. Și apoi, ce spune aici, element de dominare. De dominare. Știți dumneavoastră că sunt pe internet tot felul de oameni răuvoitori care încearcă să domine și mai ales în dreptul copiilor. Du-te făcutare, du-te făcutare, du-te așa, du-te așa. Și se dictează ceea ce să facă. Pentru că uitați-vă, aveau cununi și păreau cununile de aur. Nu erau de aur. Pentru că aurul curat este al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Și apoi, fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Și uitați-vă ademenirea pe care o aruncă diavolul între tineri, în special prin pornografie. Uitați-vă aici, versetul 8. Aveau părul de femeie, dar dinții erau dinți de lei. Te ademenește, nu? Care coafura frumoasă și te ademenește, nu? Duhul ăsta al pornografiei, să te uiți, să verifici. Dar uită-te că dinții-s dinți de lei. Uită-te că dinți ăștia te termină, te terfelesc, te fac mărunt, te aruncă la groapa de gunoi a Universului, în valea Gehinomului, la ghena lui Dumnezeu până la urmă. De ce? Pentru că asta face diavolul cu cheia lui, cheia lui Lucifer, internetul și în special spunea prin duhul acesta al pornografiei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier. Ce înseamnă asta? Erau invulnerabile lăcustele astea. Să zic că cineva, mă, hai că le lichidăm, uite, am omorât 3 lăcuste, 5, 10 lăcuste. Nu puteai să le omori, pentru că alea sunt duhuri și duhurile nu se pot ucide, găs nemuritoare, că așa le-a creat Dumnezeu, cum e sufletul nostru, duhul nostru, că e nemuritor. Așa și demonii ăștia sunt nemuritori, dar ei fac rău și oricine ar vrea să ucidă un duh sau pe diavolul, nu poate, că e nemuritor. Dar ceea ce putem este să biruim prin sângele mielului, frate, prin sângele mielului. Așa s-a spus și astăzi și Duhul Sfânt ne-a vorbit. Noi avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El mijlocește și acum la dreapta Tatălui. El și acum stă și spune, ai milă de cutare, ai milă de cutare. De ce? Pentru că este iertare în sângele mielului. Dacă te-a terfelit diavolul, dacă te-ai uitat la ceea ce nu trebuie, dacă îți vin mereu și mereu imagini înaintea ochilor și poate ești un slujitor al lui Dumnezeu și nu mai poți să slujești, în sângele lui Iisus este iertare. Astăzi și în locul acesta și în clipa aceasta, luăm orice imagine din mintea noastră, luăm orice gând din mintea noastră și îl facem rob ascultării de Hristos, pentru că Hristos este aici, fraților. Lăudați să fie numele Lui. Doamne, cercetează-ne. Amin.
Aveau niște cozi ca de scorpii cu bolduri și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni ce își lună. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apolion. Abaddon, Apolion înseamnă distrugătorul. Eu aș vrea să facem o rugăciune. Sunteți de acord să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri, ca Duhul Sfânt să se atingă de ei, ca Domnul să le sfințească cugetul lor, gândul lor, ochii lor, să fie ochi de porumbiță, să fie gândul lui Hristos în mintea lor, să cerceteze Domnul prin Duhul Sfânt, să boteze cu Duhul Sfânt, să facă din ei prorocii lui Dumnezeu și evangheliștii lui și cântăreții lui Dumnezeu. Generația noastră se duce, urmează generația lor. Ce-i de făcut, fraților, îi încredințăm în mâinile lui Dumnezeu și îl rugăm să-i pecetluiască cu Duhul Sfânt. Uite, peste cei pecetluiți n-avea putere diavolul să meargă și să-și facă lucrările lui. Cei care-s pecetluiți cu Duhul Sfânt să primească dublă putere și Duhul Sfânt să vină peste ei și până în clipa morții Duhul Sfânt să rămână peste ei ca peste Simeon, bătrânul de la templu. Doamne, cercetează-ne! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și aducem în fața Domnului pe tinerii noștri. Amin. Amin.